Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stânceu, sunt astăzi la tribuna Polisportivă. Vorbim despre natație, despre secția de natație de la CSU Politehnica Timișoara, secție care la începutul acestei luni la Cupa României pentru senior, tineret și junior e desfășurată la Târgoviște. A reușit un palmares extraordinar, multe medalii. Am spus despre acest lucru în jurnalul nostru de știri și pe site-ul rezervat sportului politehnist. Invitat este unul dintre componenții acestei secții. Este vorba de domnul Andrei Șimon, cel care a făcut parte din, și face parte din ștafeta de la mai multe probe a clubului, a secției. A obținut rezultate deosebite atât la individual cât și alături de ștafetă. Bine ai venit, Andrei! Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici. Vreau să te întreb cum ați reușit că, iată, în două probe la această Cupa României, un concurs extrem, la Târgoviște a fost, da? Da, Târgoviște, bine, da? Cupa României. Da. Un concurs extrem de important, ați reușit să obțineți medalii cu ștafeta în două probe, așadar ați obținut chiar titlul național, atenție, stimați telespectatori, la seniori, deci vorbim de categoria de elită, categoria de vârstă de elită, în proba de 4x100 mixt. 4x100 mixt, da. Și bronz la 4x100 liber, da? Exact. Știu bine. Iar tu, pe plan individual, ai obținut argint la 200 metri liber? Mixt. Mixt? 200 metri mixt. Mixt. În not și liber, dar medalia a venit la mixt. Așa. Să spunem că din ștafetă au făcut parte Emil Dâncăneț, pe care deja știți că a fost în emisiunea noastră, iată, a trecut aproape un an de atunci. Emil a obținut și aici niște rezultate fantastice, la o vârstă foarte fragedă, e deja campion național de seniori în unele probe. De asemenea, Albert Cojanu și Bogdan Checheș, alături de Andrei Șimon, evident, iată ștafeta care a dus aurul la seniori pentru Clubul Sportiv Universitar Politehnica. Spune-mi, te rog, despre acest concurs câteva vorbe. A fost un concurs mai greu decât anul trecut, trebuie să menționez. A venit mult mai multă lume, dat fiind faptul că pandemia, să zicem, e așa cumva pe final. Și, așa crezi tu. Așa cred eu, dar am înțeles că, în fine, e mai așa complicat. Nu intrăm în discuția asta. Dar a fost nevoie de multă pregătire, nu o să mint. Concursul de dinainte, de la Bacău, nu ne-a ieșit chiar așa de bine cum ne-am dorit și atunci cumva ne-a motivat mai tare să obținem rezultate și mai bune acum, să ne scoatem din groapă. Deci, pot să zic în concluzie, chiar un concurs reușit pentru toți care au fost, cu recorduri personale pentru mare parte din echipă, medalii și așa mai departe. Și pentru tine a fost vreun record personal? Toate probele pe care le-am notat pentru mine au fost recorduri personale. Fantastic! Mulțumesc! Da, să spunem, dar telespectatorii noștri știu cu siguranță, antrenorul secției este Sabin Avram, pe care l-am avut de două ori în emisiune aici și desigur că va mai fi. Un om extrem de dedicat și iată într-un timp foarte scurt, pentru că secția de natație cred că are 2 ani de existență la CSU Politehnica. Iată, deja sunt o salbă de medalii cucerite în tot felul de concursuri. Hai să o luăm mai din urmă. Spune-ne de unde ești deloc. Eu vin din Arad și pot să zic că am umblat prin foarte multe lucruri, că din Arad am ajuns în Cluj, din Cluj am venit înapoi, ca aici, și în Timișoara. Copii, ca și adolescent? Ca și student. Ca și student. Ai început la Cluj? Am început la Cluj. La Babeș-Bolyai? La UTCN, la Universitatea Tehnică. Am făcut Politehnică. Da, da, da. Pe secția de autovehicule rutiere. Așa, și te-ai mutat la Timișoara. Și m-am mutat la Timișoara. De fapt, când a început pandemia, am ajuns înapoi în Arad. Pentru că s-au închis toate. Știu. Și așa mai departe. Ai făcut online? Am făcut online și cumva eram blocat în casă, în Arad nu prea aveam unde să not și am căutat cât de cât o variantă în care să pot să continui să fac antrenamente. În Arad nu există secție de not la vreun club sportiv? Există, dar nu pot să zic că m-a atras în mod special. Și atunci am aflat că vine Sabin cu echipa din Timișoara, făceam naveta atunci la Arad, pentru că cred că bazinele erau închise aici atunci. Da. Și s-a deschis singurul bazin al Universității, da, Politehnică.
La un moment dat, da. Da. Și am mers, am vorbit cu Sabin, m-a luat în echipă, am început să colaborăm și de acolo am ajuns aici. Noi... Ce interesant. Și cu facultatea? Facultatea am terminat-o. Ai terminat-o la Cluj? Am terminat-o la... Bine, am terminat-o la Cluj online. Oh, bă, e... Da. Asta a fost o situație. Asta, da. Da. Deci ești inginer. Da. Ești inginer, inginer, adică o specialitate tare dragă nouă politehniștilor. Da, exact. Da. Eu fiind de asemenea inginer mecanic. De asemenea, da. Ca și studii, ca și profesie, sigur, jurnalist de foarte mulți ani, încă din timpul facultății. Andrei, spune-mi, te rog, când te-ai apucat de not, erai copil, bănuiesc, la Arad, nu? Eram foarte copil, să zicem așa. Aveam 4 sau 5 ani, ceva de genul. Eram foarte neastâmpărat ca și copil. Nu dormeam, făceam gălăgie, nu prea mâncam și așa mai departe. Așa că ai mei s-au gândit că ar fi o idee, ar fi o idee să-mi consum energia cumva și știam cu toții că, că îmi place apa. Așa că am ajuns la înot și am mers, am făcut câteva ore, mi-a plăcut. A mai fost un antrenor, Liptak Martin îl chema acolo, și a văzut că cât de cât am talent, plutesc pe apă și am cumva încercat pe o perioadă mai lungă de timp să convingă pe maică-mea să mă dea la performanță, că inițial nu am vrut, nu știu ce motive. Și de acolo cam început totul. La ce club în Arad ai fost legitimat? Cam la toate cluburile din Arad am fost legitimat. Adică sunt multe cluburi cu secție de not. Inițial am fost la Gloria Arad pentru partea de copilărie, după care când am început efectiv performanța națională, să zicem așa, că la 10 ani se începe să se meargă la naționale, atunci m-am transferat la un club privat, Aquatic Team Arad se chema, și de acolo antrenorul s-a hotărât la un moment dat să plece în Italia, așa că am ajuns să mă transfer la CSM, la clubul municipal din Arad, la care am stat 2 ani, nu prea mi-a plăcut foarte mult, așa că am transferat după aia la LPS, care e liceul cu program sportiv, da. Și de acolo, cam acolo s-a terminat partea de Arad și am mers la Cluj. Cluj. La Cluj, de asemenea, bănuiesc că ai continuat în notul. Da. La ce club? U Cluj? Am uitat să menționez că spune. De la LPS cumva am ajuns în parteneriat cu Dinamo și am fost legitimat la Dinamo pentru... Dinamo București. Dinamo București, pentru cam un an, ceva de genul. Și mutarea la Cluj a făcut în așa fel încât să mă transfer după la Universitatea Cluj, după care la Clubul Politehnicii din Cluj. Mm-hmm. Am făcut foarte multe navete, să spunem așa. Da. Iar cât ai activat pentru Dinamo, bănuiesc că nu la București făceai antrenamentele, evident. În Cluj, evident. În Cluj, da. Și în Arad, că am prins o parte și în Arad. Da, da, da. Iar din 2020 ești legitimat la CSU Politehnica, da. Timișoara. Bun. Câți ani ai, Andrei? 24. Mulți înainte. Mulțumesc. Care este proba ta favorită? Proba mea favorită în momentul de față este 100 liber. Deși nu s-ar zice, având în vedere că 200 mixturi îmi aduce cele mai multe medalii de obicei, dar îmi place proba, o trăiesc cel mai bine, îmi place să depun efort pentru ea și chiar îmi provoacă plăcere. La campionatul național de seniori, ultima ediție, pe ce loc te-ai clasat? Cel mai sus, nu neapărat în această probă, în orice probă. Vorbesc de campionat național, nu de Cupa României. Campionatul național de la Bacău, dacă țin bine minte, cred că locul 5. Locul 5 pe țara asta e foarte bun. La 100 liber? La 100 liber, da. Da. A concurat și David Popovici. Nu, la Bacău n-a fost, a participat acum la Cupa României. Da, da, știu că cu rezultate chiar incredibile. Da, și acum este un campionat, sincer nu știu ce, n-am apucat să văd, în desfășurare, unde David Popovici și Robert Glință sunt prezenți. Da, este campionatul mondial de la Budapesta, este și not, și sărituri în apă, și not sincron. Și David și Robert au obținut până acum rezultate chiar uluitoare. Amândoi sunt calificați în finale la anumite probe. Noi, această emisiune este înregistrată azi, când dumneavoastră o urmăriți, dar nu e în direct, este cu câteva ore. Dacă am zis că e înregistrată, e normal că nu e în direct. Habar n-am, poate în seara asta va fi o finală în care... Da, chiar... Da?
Ce dată e azi? 19? 20. Suntem azi. Diseară are David Popovici finala la 200 metri liber. Da. Notul masculin românesc este într-o perioadă fantastică. Chiar, datorită acestor doi băieți. Eu tare mult îmi doresc ca și Emil Dâncăneț și tu și alții, nu neapărat de la Timișoara, de oriunde să facă pasul către marea performanță, eu știu, către Olimpiada din 2024, îți doresc să ajungi acolo, nu? Da, dar e foarte greu. Chiar, e foarte greu. Pot să zic că calificarea la Olimpiada a fost tot timpul, am vrut să zic cel mai mare vis, dar hai să zicem cea mai mare dorință a mea și probabil va rămâne în continuare așa. Și e valabil și pentru mine și pentru toți colegii mei. Vom face cam tot ce putem să ajungem acolo. Acum dacă reușim sau nu rămâne de văzut. Ideea e că trebuie să ne bucurăm de fiecare moment până acolo pe drum, pentru că totuși e o călătorie și trebuie să ne bucurăm de drum, nu de rezultatul final, nu de destinație. Spune-mi, te rog, cam cum este programul tău zilnic? Nu doar antrenament, programul tău în general. Să zicem într-o zi în care avem două antrenamente, mă trezesc la 5:20, cam așa, pentru că avem antrenament de la 6. Așa ne trezeam noi în armată pe vremuri la 5:30. Nu pot să zic că seamănă neapărat, dar fie. Avem antrenament de la 6 până la 8. 6 dimineața. Da, de la 6 la 8. Facem așa de repede și pentru că ceilalți colegii mei trebuie să ajungă și la școală și așa mai departe. Eu încep lucrul la 9, deci pot zic că să mai am un pic de... Să nu spui lucrez la ce firmă, că nu avem voie cu CNA. Mă gândesc, ok. Deci ești angajat ca inginer la o multinațională, da? Aici în Timișoara, evident. Da. Și atunci de la 9 încep programul de lucru, după care, mare parte reușesc să-mi termin cam tot ce am de făcut până trebuie să ajung al doilea antrenament. Deci nu pot zic că e o problemă. Al doilea antrenament când e? Al doilea antrenament fiind de regulă de la ora 3 la ora 5. Mai sunt unele zile în care începem de la 2, pentru că facem și pregătire pe uscat, facem sală cu Dragoș Neagu, preparatorul nostru fizic. Da. Și atunci seara îți rămâne și ție un pic pentru odihnă, pentru divertisment, nu? Da, cam, da, puțin timp, dar rămâne. Pentru că trebuie să mă culc la o oră relativ devreme ca să mă recuperez pentru a doua zi. Cam care e ora asta? 10, 11? Între 9:30 și 10:30 încerc să programez cumva ora de somn pe acolo. Zilnic, în fiecare zi, ai două antrenamente? Nu avem în fiecare zi două antrenamente, dar prefer să... O să rămân la partea cu culcat. Prefer să mă culc la aceeași oră ca să nu îmi tot stric programul de somn și atunci de obicei oricum mă trezesc pe la 6, 6 și un pic, maxim 7. Da. Te ajută faptul că faceți antrenamente așa dimineața când încă, eu știu, întreb asta din punct de vedere al... tehnic, al sportivului, al ritmului de sport. Adică dimineața te pui mai greu în mișcare și dintr-o dată intri pentru două ore de antrenament foarte intens, ce faceți voi la sporturile. Habar n-am dacă este considerat un sport de atletică grea, să zic, dar eu îl consider un sport de atletică grea. Este un sport extrem de solicitant din punct de vedere fizic. Și asta, faptul că dimineața la 6 tu deja ești în bazin? Din punctul ăsta de vedere, e o chestie personală. Unele persoane se trezesc mai devreme pentru că le ia mai mult să se trezească, mai mănâncă înainte până se digeră mâncarea și mai beau o cafea, să zicem. Eu nu mănânc dimineața, că nu îmi pică bine înainte de antrenament, mănânc fix după, ca să în intervalul ăla de 20 de minute în care trebuie să ții toate vitaminele înapoi pe care le-ai consumat. Și sunt o persoană matinală, mă trezesc foarte ușor și foarte repede. Nu mă afectează în mod special trezitul de vreme și mersul la antrenament. Dar aș putea să zic că antrenamentul așa de vreme este pus și pentru că e nevoie de timp de refacere între cele două antrenamente și atunci ar trebui în mod normal să fie cam 6-8 ore de revenire, din câte știu, după teoria sportivă. Am înțeles.
Să spunem că secția de natație de la CSU Politehnica, într-un clasament recent alcătuit de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, pentru că așa se numește Federația Națională de Profil, include și pentatlonul modern, unde de asemenea CSU Poli are o secție și cu rezultate foarte bune, inclusiv titluri naționale la seniori. Să spunem că această secție a fost la natație, a fost clasată de federație pe locul 14 din cele 161 de secții existente în țară, așadar un loc foarte bun. Un loc foarte bun și să mai spunem că tot auziți natație în not. Natația cuprinde în not sincron, sărituri. Sărituri, polo. Da, toate sunt sub umbrela de natație. De asta, da. Să nu facem confuzii, știți, de asta mai precizez unele lucruri. Da. Iată un program spartan de antrenamente. Voiam să te întreb, în cluburi când mai mergi? Nu prea merg, că nu sunt genul de mers în club. Dacă e să ies afară din casă pentru divertisment, să spunem, mă duc ori la vreun prieten acasă și facem cumva o adunare mai mulți și ne jucăm PlayStation. Nu neapărat PlayStation. Nu mult. Dai nume de jocuri, te rog. Jocuri de masă, cred că ar veni. Aha. Da? Da, dăm cu zarul chestii, cărți. Am înțeles. Sau eventual ieșim la o terasă, dar stăm la aer fain frumos. Nu prea suntem genul care să meargă în cluburi. Nici eu, nici colegii mei. Și bănuiesc că atunci când ieșiți la o terasă, nu stați la aceeași masă și fiecare cu ochii în telefonului. Depinde de zi. Dar tindem să nu. Da, mă bucur că, nu știu, poate că am albit eu și văd altfel lucrurile, dar mă bucur că mai există tineri ca tine care iau totuși viața mult mai în serios. Ce te vezi făcând în sport după ce, sigur, după câțiva ani, eu știu, nici nu știu cam la ce vârstă în medie se retrage un notator de performanță din activitate? De regulă am văzut că lumea începe să retragă de pe la 28 de ani până pe la 32. Bine, acum mai sunt și excepții, de exemplu, acum chiar la campionatul acesta mondial, la proba de 50 metri fluture, locul 2 a fost câștigat de un băiat din Brazilia, băiat, vorba vine, are 42 de ani. Nu-mi vine exact numele acum, dar da, se poate. Este o excepție. Da, te vezi rămânând în fenomen, eu știu, ca antrenor? Mi-ar plăcea să cred că da. Am vorbit și cu Sabin, plănuiesc cândva în următoarea perioadă să încep și școala de antrenori și atunci, după ce termin cu performanța și aleg să îmi dau casca jos, cum s-ar spune, probabil o să rămân ca și antrenor și să încerc să duc următoarele generații cât mai departe. Da, bănuiesc că cel puțin deocamdată ai luat decizia să te stabilești în Timișoara. Da, într-adevăr. E și aproape de Aradul tău, și aproape natal, de Arad. În 30-40 de minute poți fi acolo, pe autostradă. Cum ai găsit orașul ăsta al nostru? Ai avut tangențe înainte de 2020? Bine, sunt sigur că ai fost aici, dar, eu știu, l-ai cunoscut destul de bine și înainte? Am mai avut concursuri, nu neapărat. Am mai avut concursuri și am mai venit la mall. nu pot să zic că am mai venit din alte motive sau că cunoșteam pe cineva. Eu nici nu știu, voi în Arad aveți mall, dar să nu dai nume de... Aveți, avem pe lângă mall. Gară ceva, nu? Da, e lângă gară. Așa. Da. Cum te-ai adaptat în Timișoara? M-am adaptat destul de repede. Am început să stau în chirie. Într-o garsonieră. Chiar bine, era încă perioada pandemiei, nu puteam să umblu foarte mult, deci mergeam acasă, bazin acasă. Și cam atât. După care m-am tot mutat, m-am stabilit în alte locuri, tot în chirie stau și acum, dar nu pot zic că ar fi diferit față de cum stăteam în Cluj sau cum aș sta acasă. Între Cluj și Timișoara o comparație?
în Timișoara e mult mai bine. De ce? Nu e atâta aglomerație, nu e atâta agitație, nu e atâta mizerie. Cluj a devenit un oraș extrem de aglomerat, confirm că am fost și eu în ultimii ani destul de des pe acolo. Da, așa este. Nici nu are cum să nu fie aglomerat când e o singură stradă care merge dus și una care vine întors. Dar detalii. Deci te-ai adaptat foarte bine Timișoara, da. Și mă bucură lucrul ăsta. Din păcate, noi suferim foarte mult în comparație cu cei din Cluj la capitolul infrastructură sportivă, asta știi și tu foarte bine. Noroc cu Universitatea Politehnică, prin baza asta minunată pe care o avem, care nu numai la nivel studențesc, iată și la nivel de performanță reușește să... Să țină steagul sus, să spunem că ieri, pe stadionul Știința, s-a desfășurat finala campionatului național de fotbal feminin pentru junioare under 15, iar Politehnica Timișoara s-a încununat campioană națională la această categorie de vârstă, 3-0 cu FC Voluntari în finală, un rezultat excepțional pentru această, de asemenea, tânără secție a sportului politehnist, pentru că este la primul sezon de existență, la finalul acestui prim sezon, în care la senioare a ocupat locul 3 în prima ligă, așadar medalia de bronz. Iată performanțe foarte frumoase. L-am avut în emisiune nu de mult pe Beniamin Bodos, scrimerul nostru, campion național de senior. Iată la note rezultate excepționale. Este mare lucru că sunt asemenea oameni aici în Timișoara și în sportul politehnist. Despre fotbal nu te întreb, că bănuiesc că nu ești fan. Din ce am vorbit înainte de emisiune? Pot să zic că nu sunt la curent. Nu ești la curent? Da. Timișoara, Radu, rivalitate, ai auzit de asta? De asta toată lumea a auzit de asta, nu se poate să... Ai fost vreodată la un meci la UTA? Am fost, nu neapărat, dar cu Poli. Nu pot să zic că din proprie inițiativă. Am fost obligat mai mult. Pe stadionul vechi? Pe stadionul vechi. Pe stadionul nou niciodată? Nu. No. Da. Am văzut că este un fenomen, sunt sportivi din multe sporturi care nu au nicio tangență cu fotbalul. Există tot mai mult, eu știu, tendința asta de a se crea o falie între fotbal și celelalte sporturi. Nu pot să zic neapărat că e fotbal și celelalte sporturi. Am spus asta, cum am spus și înainte, cum sportul ocupă foarte mult timp din viață, e greu că atunci când mai ai puțin timp liber să fii la curent și cu celelalte sporturi și ce se mai întâmplă. Că totuși e destul de solicitant psihic și prefer să mă deconectez în alte moduri. Da. Andrei Șimon, suntem la finalul emisiunii. Eu îți mulțumesc frumos și te rog, dacă doresc să adresezi un gând suporterilor timișoreni de sport, care cu siguranță vor afla și pe această cale că există tineri care fac sport de mare performanță aici în Timișoara și cu rezultate, iată, la concursuri naționale, chiar internaționale, în anumite ramuri sportive. Te rog frumos. Aș vrea să zic că tot ce-ți dorești se poate îndeplini cu muncă, perseverență, hărnicie și așa mai departe. E nevoie de foarte mult sacrificiu, dar dacă ai oameni în spate care te susțin, care sunt alături de tine, se poate obține orice îți dorești, atât pe plan individual, cum am obținut și eu și colegii mei, cât și în echipă, ștafeta, rezultat incredibil. Trebuie neapărat să menționez, în legătură cu ștafeta, recordul național la această probă a fost făcut în 2016 la un concurs care se chema Internaționalele României. Nu s-a mai ținut de câțiva ani din diverse motive. Acel record a fost făcut de echipa lotului național. Iar de atunci, ne-am uitat în arhivă, de când s-a făcut recordul, noi avem cea mai bună performanță. N-am mai notat nicio echipă un timp mai bun decât acel record. Bravo, e mare lucru. N-am știut, sincer. De menționat că în acea echipă, adică în ștafeta care a realizat recordul, 3 din cei care au concurat au participat la Jocurile Olimpice. Fantastic. Fantastic. Deci, dacă îți dorești, se poate. Bravo, bravo. Este extraordinar și mă bucur că ai spus asta. Eu n-am știut. Iată, estimați telespectatori, că țara asta are încă viitor. Andrei, mulțumesc frumos, îți doresc o vacanță plăcută, că merici și tu după atâta efort.
Nu e foarte lungă, de ok. Nu e foarte lungă, da. Și noi, stimați telespectatori, ne revedem miercuri la istoria fotbalului. Să ne revedem cu bine.